la fel de, de numărul ăsta. Sunt alte produse din Galaxy Mini plus Android de la alt producător. Crede-mă că pe piață ne va peste 500.000. Nu ne va peste 500.000. Asta înseamnă că s-au vândut peste 600-700.000 de smartphone numai anul ăsta. Ca să fie... Chiar nu contează, deci chestia asta nu contează. Contează că e un upside foarte mare, nu? Ceea ce e foarte interesant pentru voi. Deci o piață de 50.000 a sărit pe 80 ori. Însă ce m-a interesat pe mine este... Ok, hai să luăm alt... Tu ziceai că lumea folosește foarte multe aplicații pentru gaming, corect? Există un profil al omului care își ia aplicații pe telefonul smart? Adică, da, în momentul în care voi vă gândiți, ok, trebuie să încurajăm ecosistemul. Trebuie să încurajăm pe de o parte pe cei care dezvoltă aplicații și pe de altă parte pe cei care consumă acele aplicații. Aveți un profil de utilizatori? E o chestie foarte heterogenă sau o chestie în care e foarte targetat, știm că omul ăla are 18-20 de ani. Aveți astfel de date sau cum vă faceți voi temele în sensul ăsta? Hai să mai luăm mai sau la răspunsul. Ai pus mai devreme întrebarea de ce își iau oamenii smartphone. În primul rând e phone, la e telefon, e nevoia de comunicare. Dacă inițial ne doream doar să ne auzim, ne doream. Tehnologia ne permitea să comunicăm prin voce, acum putem comunica și în totul alt moduri. De aici vine odată nevoia de smartphone. Da, mă, dar asta o știm toți, e teorie. Eu mă gândeam la români. De ce își cumpără românul smartphone? Lăsând la o parte faptul că își cumpără BMW și nu are bani de chirie, probabil că de-aia așa și smartphone, nu? Pe de-o parte. Pe de altă parte, mai sunt oameni care au anumite nevoi. Că vreau să accesez internetul pentru că sunt, cum zicea Dan, sunt addictiv, da? Sunt, trebuie să fie neapărat și aici agași care descoperă. Numai eu îi văd, uite, acum sunt pe telefonul mobil, practic stau pe Facebook, pe Twitter, tot de-aia citește pe ecran. Deci oamenii sunt addictivi, dar le place să fie în contact, corect? Deci asta ar fi o a doua. Deci un trigger de profil, corect? Un trigger, da, e clar că aplicații gen Facebook, da, aplicații gen de tip Messenger, instant messaging, au creat o nevoie, da? Ai văzut, îți place și vrei să o utilizezi, vrei să fii mai aproape de informație și când nu ești un calculator. Asta este un motiv pentru care piața îl trage. Ca și segmente de vârstă, spunea fiul meu acum vreo 3 ani, era clasa 1, întreba că oare de ce colega mea are, pentru ce trebuie colegii mele plec pe clasa 1. Deci, ajuns și acolo. Deci este, în clasa 1 se folosea BlackBerry. Nu face sens. De ce? Poate că e modă, poate că a văzut la mama, dar sunt diverse răspunsuri pentru tot asta. Sunt foarte multe categorii, foarte multe motive pentru care pleacă. O să mai luăm un tur de întrebări. Între timp o să vă rog să pregătiți niște întrebări, să le punem invitaților noștri. Am pus mâna pe microfon. Două completări am. Una, ne cumpărăm telefoanele mobile pentru că sunt deja niște entertainment device-uri. Dar ne uităm la filme pe ele, ne uităm pe ele și ne țin ocupați în timpul liber. Avem nevoie de asta. Doi, ziceam să vin mai devreme că nu ne luăm televizoarele cu noi. Mie mi se pare că deja ajunge la o dimensiune în televizor. Am văzut în sală că deja se filmează cu tablete, toată lumea vorbește la tablete, cred că nu am televizor cu noi. Păcătarea pe care aș vrea să o fac că mirează faptul că deja operatorii de telefonie mobilă au profil pentru România a ce folosesc românii ca aplicație. Am văzut la Orange și pe primele 3 locuri erau rețele sociale, navigare, care clar este ceva de utilitate, și muzică, dar avea pe 4 veneau jocuri, spre deosebire de altă țări. Și apropo de gașca redescoperă care... Apropo de gașca redescoperă care stă cu ochii în telefon, stăteam și mă gândeam, lumea cumpără smartphone-uri în general, să stea pe deși și așa mai departe. Să știi că totuși imaginea asta nu este percepută în real life așa. În muzee sau peste tot unde mergeam în redescoperă cu ghid, trebuia să-i spun ghidului, nu vă rog frumos să nu vă considerați
să nu fiți deranjată de faptul că toți cei care ar trebui să vă asculte stau cu ochii în telefon. Și știu mult mai mult decât și dumneavoastră. Nu, dar nu, stăteau cu ochii în telefon pentru că transmiteau informația. Ei stăteau pe net și scrieau în același timp ce trebuie spunea Ghid. Da, și în primele minute era, deci trebuia să te uiți la Ghid, era bulversat pentru că avea 20 de oameni cărora le vor. Dar voi avea sesiunea, ok, 10 minute de update, când mai mergem să mâncăm sau să ieși pe asta? Nu, eram 5 minute plecăm, erau altă treabă. Da? Dar ideea este că abia după ce explicam ce fac oamenii ăștia, că stau pe internet și transmit către audiență ceea ce spun ei, deci din potrivă sunt chiar foarte atenți, pentru că trebuie să perceapă informația, abia atunci puteam începe să comunicăm și din potrivă ne ofereau din ce în ce mai multe informații, să nu mai departe. Dar